În ultima săptămână, angajații Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au scos din apele râului Răut peste 100 de lebe de moarte. Specialiștii spun că păsările sălbatice ar fi fost afectate de gripa aviară. Mai mult, noi focare apar zilnic. Ieri, salvatorii și inspectorii de mediu au găsit în preajma satului Băhriniești, raionul Florești, 65 de lebe de moarte. Oamenii din localitate sunt îngrijorați, potrivit lor, în unele gospodării au început să piară orătăniile. Să fie gripa aviară, dar tot ce e posibil. Uitați-vă și starii la un râu ăsta, necurățit, neîngrijit, tot ce e posibil. Vreo 3 luni au murit, poate 2, jumătate. Nici rest ne-au murit, da. Au mai murit și la mai mult, nu numai la mine. La un vecin, acolo văd 40 de pui. Și o boală așa. Eu țin închisă la mine, o grază închisă, nu. Dar totul a fost electric. De o grază la mine nu ies. Dar sunt care îmblă, care pe rău se duc. Pentru a-și proteja păsările de gripa aviară, unii oameni spun că adaugă în apă oțet. Specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor spun că această metodă nu este eficientă. Cazuri de astea nu au fost de mulți ani, sunt lebedele la noi aici pe râu Răut și se ducea lumea cu copii și admirau, chiar și eu mă duceam cu a mine poței și admiram lebedele, dar nu s-au auzit de așa caz ca acum. Dar dumneavoastră cum vă protejați păsările? Da, vă spun sincer, le dau mâncare și apă. În apă uneori mai chicur câte o lingură, două de uxus de măr. Tatiana Chelban spune că acum 2 săptămâni i-au pierit mai multe păsări din gospodărie, dar nu a anunțat pe nimeni despre ce i s-a întâmplat. Pierd păsări pe un capăt. Eu am dus 30 de râs mute la râpă. Eu și-am o urmă. A rămas cu o raț și o găină, un puicuț, de-a noi s-a. Și tot am dus la râpă. Ne-am însuit în sac și le-am dus la râpă. Dar când au murit rățele? E vă 2 săptămâni urmă. Dar m-a halasat la tăți. Control? Nu ne-am adresat, nu știm și nu ne-am adresat. Responsabilii din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor spun că situația este una gravă. Numărul focarelor crește de la o zi la alta. Dacă nu vor fi întreprinse măsuri urgente, în pericol vor fi și păsările domestice. Suntem într-o catastrofă. În nordul Moldovei, Drochea, Sângerei și Florești s-au depistat și chiar sunt adeverite, sunt notificate cazuri la Drochea și Sângerei de influența aviară. Ieri au fost depistate și colectate 65 de cadavre de lebede de la satul Lunga. Unii s-au prelevat probe, cadavrele s-au inhumat și s-au făcut dezinfecție. Specialiștii ANSA vin și cu recomandări pentru locuitorii care au păsări și animale în curte. În momente de biosecuritate a gospodăriei este aceea, cu haina din stradă să nu meargă la păsări, să nu dă acces liber persoanelor, nu exclus să, din stradă să aduc agenți diferiți, nu tamam influența aviară, dar diferiți agenți patogenici care ar putea afecta șeptelul lui mic acasă. În ultima săptămână, ANSA a înregistrat cel puțin 5 focare de gripă aviară în mediul sălbatic la lebede, în raioanele Sângerei, Ungheni, Florești și Drochia.